Bună ziua și bine v-am găsit. Uite ce fundal plictisitor am găsit eu pentru voi astăzi. Și mă gândeam să fac video de astăzi tot de aici din atelier. O să mă pregătesc să încep primul Primul tablou pentru, pentru site, asta o să fie un lucru pe care plănuiesc să-l fac în 2021, să deschid un magazin online unde o să pun toate lucrările de artă, toate lucrările plastice, toate picturile și tot ce am făcut eu până acum să le pun pe site ca voi cu toții să puteți să vă cumpărați câte, câte, o operă de artă de la mine. Să sperăm că o să vă placă multe dintre ele. Dar o să vă zic într-un video despre această parte. De ce am vrut să fac acest video de aici din atelier? Pentru că atelierul acesta a fost de mai de mult atelierul tatălui meu. Și pe pereți aici o să vedeți scule pe care le avea el. O să vă las câte o poză de aici să vedeți cam, cam cum arată aici mobila și toate sculele lui vechi. Și video de astăzi mă gândeam să vă spun cum să schimb felul în care te vezi, cum să schimb acest lucru din viața ta, cum să te vezi într-o altă ipostază. Dar mai întâi aș vrea să vă spun povestea pe care am avut-o eu cu tatăl meu, pentru că tatăl meu a fost o persoană foarte aspră, însă m-a iubit foarte mult. Nu mi-a arătat niciodată chestia asta. De fiecare dată când munceam împreună, simțeam această legătură pe care avem noi. Pentru că de mic copil, el a mers cu vacile la păscut, a lucrat foarte mult în jurul casei. Așa că, la fel când am fost și eu mic M-a dus peste tot. Am început să construim împreună o casă. Iarna, cu geci, cu mânuși, cu șapcă pe mine, mergeam și făceam la casă câte o, câte o parte a casei. Făceam treptele, făceam un zid, fălțuiam, grinzi, tot ce, tot ce poți să-ți imaginezi și ce nu poți să-ți imaginezi, am făcut de mic copil. Și când eram copil, mă gândeam că de ce, de ce stau eu, de ce muncesc, de ce trebuie să fac eu aceste lucruri și mă simțeam foarte nașpa pentru că nu simțeam așa o, o, o dragoste din partea lui taică meu. Simțeam doar faptul că mergem împreună și lucrăm, însă nu, nu mi-am dat seama că toate muncile pe care le-am făcut noi împreună, la un moment dat când o să ajung la o altă vârstă, mai înaintată, o să-mi prindă bine. O să îmi prindă bine că am știut cum să lucrez cu lemnul, o să îmi prindă bine că am știut cum să zidesc, o să-mi prindă bine că am știut cum să fac alte și alte lucruri. Și de ce fac acest video astăzi? Pentru că, precum bine știți, astăzi a trebuit să montez o mașină de spălat. Și nemai având răbdare să mă aștept de meșter. M am dus, am cumpărat toate lucrurile necesare și m-am avocat să fac montarea. Și mi-a ieșit. Și în momente de genul mă gândesc la toate lecțiile pe care tatăl meu m-a învățat și cât de prețioase au fost ele atunci și cât de mult le-am urât. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc și pentru video de astăzi. Toate cele bune și o zi super mirovolantă să aveți în continuare. Pa, pa!